Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit! În ediția de astăzi a emisiunii Legal 100% încercăm să vă prezentăm etapele încheierii unui contract de muncă. Să știți că sunt foarte mulți pași pe care trebuie să-i urmați pentru ca lucrurile să se desfășoare așa cum vi le doriți și să nu vă treziți ulterior că nu ați înțeles foarte bine contractul de muncă, că nu ați negociat clauzele care puteau fi conform legii negociate și așa mai departe. Tot așa, sunt foarte multe întrebări venite din partea dumneavoastră în legătură cu contractele de muncă și astăzi vom încerca să răspundem la cât mai multe dintre aceste întrebări. De exemplu, dacă în privința veniturilor salariale pot fi negociate și alte elemente în afara salariului de bază, ce spune în prezent legea despre durata concediului de odihnă, de la ce vârstă poate o persoană să se angajeze cu contract individual de muncă și multe alte astfel de întrebări. Am chemat-o din nou alături de noi pe doamna avocat Mădălina Dascăl pentru a ne ajuta să răspundem la ele. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Bună ziua, mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Sunteți cumva focusată pe acest domeniu al dreptului muncii și de aceea, bineînțeles că sunteți omul potrivit la locul potrivit și pentru că telespectatorii ne-au trimis o serie de întrebări în legătură cu contractele de muncă, am ales să facem încă o ediție pe marginea acestui subiect și iată, vom începe cu etapele încheierii unui contract de muncă, mai exact cu prima dintre ele. Care ar fi aceasta? Din punctul meu de vedere, negocierea contractului de muncă. În baza principiului bunei credințe care ar trebui să guverneze orice contract care este încheiat în zilele noastre, orice negociere trebuie purtată cu bună credință. Așadar, la momentul la care se dorește încheierea unui contract de muncă, părțile trebuie să demareze negocierea clauzelor care urmează să fie cuprinse în contractul individual de muncă. În acest sens, angajatorul și angajatul se întâlnesc și discută cu privire la clauzele esențiale care urmează să fie cuprinse în contractul de muncă. Are loc practic o informare scrisă a angajatului de către angajator cu privire la clauzele care urmează să fie menționate în contractul individual de muncă, informare care, repet, trebuie să fie scrisă pentru ca ulterior angajatul să nu aibă posibilitatea de a solicita anularea acestui contract de muncă pe motiv că el nu a înțeles ce anume a semnat, nu i-au fost prezentate anumite elemente din contractul de muncă. Așadar, o informare scrisă cu privire la conținutul contractului de muncă, cu privire la clauzele care urmează să fie inserate în cuprinsul acestuia, elementele esențiale, elementele facultative care pot să facă obiectul contractului de muncă. Sigur, sunt foarte multe domenii care necesită încheierea unui contract de muncă în vederea unei bune colaborări, dar așa cum îi spune și numele, contract înseamnă ca fiecare dintre părți să aibă dreptul să-și spună, să spunem cuvântul, să negocieze anumite clauze, deși știm foarte bine că există situații în care vorbim de contracte cumva prestabilite, contracte tip, dar v-aș întreba acum, să ne enumerați, de fapt, care sunt elementele ce pot fi negociate anterior încheierii unui contract de muncă, presupunând așadar că urmează o colaborare sau există intenția unei colaborări. Totuși, această discuție înțelegem că este foarte importantă, aceea negocierii unor elemente anterior încheierii efective a contractului. Așa este. Anumite elemente pot fi negociate de către angajator și angajat înainte de semnarea contractului individual de muncă. Și aici mă refer în principiu la salariu, pentru că știm foarte bine că partea pecuniară este extrem de importantă în ceea ce privește încheierea contractului de muncă. Practic, salariul pe care urmează să-l primească angajatul poate să facă obiectul și trebuie să facă obiectul unei negocieri. Mai sunt și alte elemente care pot fi negociate și aici mă refer la durata concediului de odihnă, alte bonusuri care ar putea fi cuprinse în elementele pecuniare ale activității sale, facilități, anumite facilități care pot fi oferite de către angajator angajatului său. Practic, există anumite elemente care pot fi negociate, alte elemente care nu pot fi negociate, însă, în principiu, cam o mare parte din elementele cuprinse în contractul individual de muncă pot face
obiectul negocierii. Dar în ceea ce privește salariul acesta, în mod cert, este un element care poate fi negociat, durata concediului său de muncă, alte drepturi salariale care fac obiectul contractului de muncă, sunt elemente care pot fi negociate. Deci răspunsul la întrebarea pe care am precizat-o eu chiar în intro-ul emisiunii, respectiv dacă în privința veniturilor salariale mai există și alte elemente în afara salariului de bază care pot fi negociate, răspunsul este da, ne spuneați de bonusuri și alte astfel de lucruri, dar aduceați vorba și de anumite elemente care nu pot fi sub nicio formă negociate. Ne puteți da și un exemplu de acest fel? Sigur că da. Discutăm aici despre, de exemplu, obiectul muncii. Nu putem să negociem. Angajatul trebuie să știe pe ce post urmează să fie angajat. El, practic, în virtutea aptitudinilor sale, urmează să ocupe un anumit post. Chiar dacă atribuțiile sale pot să fie negociate anterior încheierii contractului de muncă, postul pe care el urmează să îl ocupe este un post prestabilit, care există în organigrama angajatorului. Mai există și alte elemente care nu pot face obiectul negocierii și care sunt prevăzute în mod expres în codul muncii sau în contractele colective de muncă, și aici mă refer la termenele minimale pentru preaviz, termenul minim pentru durata concediului de odihnă. În acest sens, chiar dacă legea prevede posibilitatea ca părțile să negocieze durata concediului de odihnă, tot legea este cea care limitează termenul minim al concediului de odihnă. Practic, părțile nu pot să revină asupra acestui aspect și să stabilească un termen mai mic decât termenul minim prevăzut de codul muncii pentru durata concediului de odihnă. A, deci și concediul de odihnă se poate negocia, dar nu înlăturând ceea ce spune legea până la urmă, deci vorbim acolo de perioada minimă ce trebuie avută în vedere. Contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată? Aparent pare a fi decizia angajatorului, totuși cum poate fi negociat acest aspect? Ca și regulă generală, contractele individuale de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată. Există anumite situații în care este posibilă încheierea contractului de muncă pe perioadă determinată, însă aceste situații sunt expres limitativ prevăzute de lege, și aici mă refer în situația unui angajat care se află în concediu pentru creșterea copilului, spre exemplu, situația în care postul său rămânând vacant îi permite angajatorului să aleagă o altă persoană care se ocupe postul respectiv, însă doar pe durata pe care fostul angajat se află în concediu pentru creșterea copilului. Mai există și alte situații expres prevăzute în lege care permit angajarea unei persoane pe perioadă determinată, însă, repet, ca și regulă generală, contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă nedeterminată. Trebuie să menționez faptul că un contract de muncă pe perioadă determinată poate fi transformat în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, însă regula nu se aplică și invers. Practic, un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată nu poate fi modificat și să fie transformat într-un contract de muncă pe perioadă determinată. Deci, cumva, sfatul dumneavoastră, în calitate de specialist, iată, ar fi să se forțeze, să se încerce un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pentru că, sigur, angajatul este mai la adăpost, să-i spunem așa. Preavizul poate fi și el negociat, doamna avocat? Și preavizul poate fi negociat, dar și aici ne lovim de aceleași interdicții, în sensul că nu poate fi eludată dispoziția legală care prevede termenul minim de preaviz în cazul demisiei și concedierii. Da, pot fi stabilite alte termene, tot așa prin negociere, termene mai mici, dar nu pot fi stabilite termene care să vină și să contravină dispozițiilor legale. Haideți să răspundem și celorlalte întrebări pe care ni le-au trimis telespectatorii. Spuneam eu că una dintre ele este legată de vârsta de la care o persoană poate fi deja angajată cu contract individual de muncă și aș vrea să o menționăm chiar acum. Sigur că da, o persoană poate fi încadrată cu contract individual de muncă începând cu vârsta de 16 ani, prin excepție și cu consimțământul reprezentantului legal respectiv al părinților sau tutorului, poate să încheie un contract de muncă începând cu vârsta de 15 ani.
Atunci când un angajator vizează angajarea unei persoane, cu siguranță dorește să se informeze probabil în legătură cu activitatea sa la fostele companii unde acesta a lucrat. Poate să facă acest lucru fără a-l informa, de exemplu, pe viitorul angajat, adică să se intereseze efectiv dinainte în legătură cu activitatea sa? Nu, acest lucru nu este permis fără înștiințarea și încunoștiințarea angajatului. Da, este permisă verificarea celor menționate de către angajat în cuprinsul CV-ului său, este permisă verificarea recomandărilor pe care angajatul le aduce de la fostul loc de muncă, însă angajatul trebuie să fie încunoștințat despre viitorul angajator, despre faptul că aceste recomandări urmează să fie verificate. Iarăși, sunt foarte multe situații în care patronul firmei, să spunem, este de altă naționalitate. Se întâmplă asta destul de des și oamenii ne întreabă dacă în aceste cazuri este posibil ca contractul de muncă să se încheie în altă limbă decât limba română, respectiv limba în care, sigur, angajatorul își poate exprima mai bine clauzele contractuale până la urmă. Într-adevăr, există situații în care patronii firmelor sunt de altă naționalitate, însă dispozițiile codului muncii sunt extrem de clare în acest sens și acestea prevăd că orice contract de muncă încheiat pe teritoriul României trebuie să fie încheiat înscris în limba română, astfel dând posibilitatea oricărui angajat să înțeleagă în mod clar și explicit toate clauzele cuprinse în acesta. Deci orice contract de muncă se încheie în limba română. Bun, clar și fără niciun fel de alte comentarii pe lângă asta. Câte ore se poate lucra în acest moment pe săptămână? Este iarăși o întrebare venită destul de des. Și dacă este legal ca în acest moment să existe posibilitatea ca o persoană să aibă mai multe contracte de muncă simultan? În prezent, durata normală a unui contract a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata normală a timpului de muncă este de 6 ore pe zi, respectiv 30 de ore pe săptămână. Durata maximă a timpului legal de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână. Deci, practic, durata maximă a unui contract de muncă este prevăzută la 48 de ore pe săptămână. Iar în ceea ce privește posibilitatea ca un angajat să aibă mai multe contracte de muncă în același timp, da, există această posibilitate, practic nimeni nu poate să interzică unei persoane de a avea mai multe contracte individuale de muncă, însă cu respectarea acestui termen în ceea ce privește același angajator. Există și situații în care la mai mulți angajatori există încheiate mai multe contracte de muncă, în această situație nu se mai aplică această prevedere. Această prevedere se aplică doar în ceea ce privește contractele de muncă încheiate pentru același angajator. Există însă și cazuri destul de des întâlnite în care angajatorii solicită ore suplimentare. Sigur, nu vorbim neapărat de ultima perioadă, perioada pandemică, unde, din contră, s-a mers foarte mult pe munca la domiciliu, dar, în general, ar trebui să menționăm și aceste aspecte. Sunt angajatori care nu plătesc orele suplimentare. Ce riscă aceștia, din punct de vedere legal, evident? Din păcate, răspunsul la această întrebare este unul destul de evident, mai ales în ultima perioadă riscă câte un proces la instanțele de judecată competente, pentru că din ce în ce mai mulți angajați, din fericire, spunem noi, înțeleg sau își cunosc drepturile și solicită ca aceste drepturi să le fie respectate. Este extrem de important de menționat faptul că orele suplimentare pot să fie efectuate numai cu acordul angajatului și nu constituie abatere disciplinară refuzul angajatului de a face ore suplimentare. Însă orice muncă
care este efectuată în afara orelor normale de muncă se consideră ore suplimentare și se impune a fi plătită remunerată de către angajator. Practic, în momentul încheierii contractului de muncă se stabilește și un spor pentru acele situații în care este necesară efectuarea orelor suplimentare. În mod normal, ca și regulă generală, orele suplimentare se compensează cu ore libere plătite, dar în situația în care această variantă nu este posibilă, orele suplimentare se plătesc, practic, prin adăugarea unui spor la contractul de muncă. Doamna avocat, în acest moment, angajatorii au obligația de a trimite salariații la cursuri de perfecționare? Da, există obligația aceasta stabilită în sarcina angajatorului de a efectua stagii de formare profesională pentru angajații săi, însă de foarte multe ori există foarte multe situații în care această obligație nu este respectată de către angajatori, probabil și datorită lipsei unei sancțiuni care să fie aplicată angajatorilor pentru această nerespectare. Însă, cu toate că dispozițiile Codului Muncii nu prevăd o sancțiune în sarcina angajatorului pentru neîndeplinirea acestei obligații, Inspecția Muncii, respectiv Inspectoratele Teritoriale de Muncă, au posibilitatea de a sancționa angajatorii pentru nerespectarea acestor obligații. Totuși, angajații se gândesc în felul următor: dacă beneficiez totuși de formare profesională din inițiativa angajatorului, mai am totuși dreptul să demisionez? Adică e cumva, cei de bună credință în general își pun asemenea probleme. Poate constată că nu este ceea ce își doresc sau ceea ce așteaptă de la locul de muncă, dar totuși au trecut prin această etapă de formare profesională și cumva se simt datori să rămână în continuare în această activitate. Într-adevăr, salariații care au beneficiat de un curs de formare profesională sau de un stagiu de formare profesională nu pot avea inițiativa încetării contractului de muncă în situația în care acest stagiu a fost efectuat la inițiativa angajatorului. Dacă totuși se întâmplă ca angajatul ulterior acestei formări profesionale decide să aibă inițiativa încetării contractului de muncă, acesta va putea fi obligat să restituie angajatorului contravaloarea acestor cursuri sau cheltuielilor pe care angajatorul le-a efectuat cu privire la această formare profesională. Aș vrea să vorbim puțin în ultimele minute și despre fenomenul acesta, munca la negru. Nu știu dacă din practică ne puteți spune că s-a mai diminuat în ultima perioadă acest fenomen. Da, din practică am observat că s-a mai diminuat acest fenomen, probabil și datorită faptului că amenzile aplicate au crescut ca și cuantum. Verificările efectuate de către inspectorii TEMEC în ceea ce privește încheierea contractelor de muncă s-au intensificat. Practic, această activitate a lor a dus la o diminuare a acestui fenomen a muncii la negru. Datorită faptului că aceste amenzi au crescut ca și cuantum, angajatorul practic este obligat, cum de altfel era și înainte, să încheie în scris contractele de muncă, însă datorită cuantumului amenzilor s-a redus munca la negru. Ne puteți spune acest cuantum sau limitele între care se încadrează aceste amenzi dacă angajatorul nu încheie contracte de muncă, iată, cu persoanele care prestează anumite servicii pentru angajator? Sigur că da, un angajator care nu își îndeplinește obligația de a încheia un contract de muncă va putea fi sancționat cu amendă de 20.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată la muncă fără încheierea valabilă a unui contract de muncă, fără însă ca această valoare să poată depăși cumulat suma de 200.000 de lei. Deci, practic, este o amendă destul de ridicată pe care angajatorii ar fi bine să o aibă în vedere la momentul la care acceptă să primească fără acte în regulă o persoană la locul de muncă. Totuși, dacă înclinăm un pic balanța și ne gândim și la excesul de zel de care beneficiau, să spunem, la un moment dat cei care făceau controle, respectiv Inspecția Teritorială de Muncă, da? Inspectoratul Teritorial de Muncă, ITM-ul, cum îi spunem uzual, a fost o perioadă, nu știu dacă mă înșel, în urmă cu vreo 2 ani de zile, în care se făceau controle inopinate foarte des
și chiar situații în care oamenii erau disperați că, nu știu, înlocuiau două minute pe cineva într-o anumită poziție și apărea ITM-ul și evident apăreau aceste amenzi care nu trebuie să fie luate așa în derâdere. Din contră, sunt amenzi foarte mari, după cum ne-ați spus. Ce pot să facă așadar cei care sunt amendați de către ITM, dar consideră că nu este justificată această amendă, această sancțiune, ba din contră este una nedreaptă? În urma unui astfel de control efectuat de către organele din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă, în mod obligatoriu se încheie un proces verbal, un proces verbal de constatare a contravențiilor și de sancționare acestora. Orice persoană, orice angajator care se consideră nedreptățită prin încheierea unui astfel de proces verbal și care a fost eventual și sancționată, are posibilitatea de a se adresa instanțelor de judecată competente cu solicitarea de a anula aceste rapoarte. Aici mă refer la rapoartele de control. În ceea ce privește amenziile, evident, și acestea pot fi atacate în cadrul instanțelor de judecată printr-o plângere contravențională. Costurile acestora nu sunt deloc ridicate. Practic, orice persoană care se consideră nedreptățită prin încheierea unui astfel de proces verbal de sancționare are posibilitatea de a solicita instanțelor de judecată anularea acestor procese verbale de sancționare. Totuși, dacă există un astfel de control ITM, ce obligații are angajatorul? În primul rând, cred că ar trebui să discutăm aici despre obligația de cooperare care ar trebui să existe între angajator și inspectorii ITM. Este extrem de important ca angajatorul să coopereze cu inspectorii ITM, să le pună la dispoziție toate documentele solicitate de către aceștia, să se prezinte la data și la ora stabilită în situația în care inspectorii ITM le solicită acest lucru pentru a aduce eventuale informații suplimentare în legătură cu activitatea sa, obligația de a încunoștința eventual inspectorii ITM despre orice chestiuni pe care ei le consideră a fi necesare. Practic, această obligație de cooperare ar trebui să existe între inspectorii ITM și angajator, de a pune la dispoziție toate documentele solicitate și de a face toate demersurile necesare pentru ca acel control să îndeplinească scopul. Doamna avocat, am încercat să facem astăzi o trecere prin mai multe părți care creează interes pentru cei care ne urmăresc și care, sigur, sunt în situația încheierii unui contract de muncă. Mai avem foarte puțin timp. Vă întrebam la început care e prima etapă a încheierii unui contract de muncă. Este aceasta și cea mai importantă? Asta ca o concluzie la ce am discutat astăzi. Din punctul meu de vedere, este o etapă extrem de importantă. Practic, chiar cred că este una dintre cele mai importante etape, negocierea, pentru că, practic, prin negociere suntem siguri că ceea ce prevede contractul de muncă încheiat corespunde nevoile fiecăruia, atât ale angajatorului cât și ale angajatului. Iar în situația în care se ajunge la încetarea contractului de muncă, nu vor exista situații în care părțile să se adreseze instanțelor de judecată pentru nerespectarea clauzelor cuprinse în acest contract de muncă. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezența de astăzi, fie ea chiar virtuală, dar ne-ați ajutat să ne înțelegem mai bine drepturile și obligațiile, iată, și în ceea ce privește încheierea unui contract de muncă. Cred că cel mai important sfat până la urmă, ca și o concluzie a acestei discuții, este să citiți contractul de muncă de la prima literă până la ultima, înainte de a încheia un astfel de contract. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Până data viitoare, numai bine!